Primăria municipiului Slatina a investit masiv de la începutul lui 2023 în extinderea unităților de învățământ din oraș, dar și în modernizarea lor la standarde actuale de educație. Lucrările vor continua în perioada următoare, astfel că noi laboratoare, corpuri de clădire și sisteme termice de încălzire se vor afla pe lista investițiilor programate de municipalitate pentru anul acesta. Se lucrează la documentație, la obținerea vizelor și autorizația de construire și în acest an sperăm să dăm drumul efectiv bani bugetați și să dăm start lucrărilor. Am înțeles. Pe lângă asta, știți că educația este prioritară pentru noi. Deja pentru încă două, pentru școala numărul 3 avem la fel aprobați indicatorii tehnico-economici pentru terenul de sport. Se modernizează terenul? Da. E una dintre școlile centrale. Da, și pentru numărul 5. Pentru Nicolae Iorga, îi zice acum, la numărul 5. Viceprimarul Slatinei, Alexandru Berechet, a explicat pe larg despre toate aceste investiții în educație. O parte s-au pus deja în aplicare, iar altele urmează să înceapă. În prezent deja am semnat un contract cadru cu o firmă autorizată. Eu aveam nevoie de acest lucru, să nu mai întâmpinăm probleme, să nu ținem copiii în frig, să fim pregătiți în caz de orice situație neprevăzută. Am înțeles. Și să e vorba aceea românului, vă faceți iarna car și vara sanie, deci pregătim în sezonul, uite, trece acum, trece la sezonul cald, pregătiți pentru următorul sezon rece. Educația este una dintre cele mai importante ramuri pentru dezvoltarea orașului. De aceea, Primăria Slatina are grijă ca învățământul să fie pe primul loc în seria investițiilor.